De fiecare dată când trecem la ora de vară sau la ora de iarnă, pe casele de marcat apare un mesaj formulat astfel. Schimbarea automată la ora de vară slash iarnă. Tot ce trebuie să facem este să apăsăm tasta total. No, nu ne arată acest mesaj pentru că încă nu am ajuns la respectiva dată. Dacă am confirmat atunci când am primit mesajul cu tasta total, verificăm dacă schimbarea s-a efectuat corect apăsând pe butonul ON până apare vânzări pe ecran și apoi tasta 6. Verificăm că data este corectă și la fel și ora. Ce facem atunci când din greșeală apăsăm alt buton în afară de total și nu confirmăm trecerea la ora de vară sau iarnă? Acest mesaj de schimbare va apărea o singură dată pe casa de marcat. În această situație trebuie să o setăm manual. Mare atenție la introducerea datelor. Dacă este introdusă data incorrectă cu o lună sau un an înainte, modificarea datei și a orei nu va mai fi posibilă, iar acest lucru va necesita înlocuirea memoriei fiscale. În cazul în care am introdus greșit data sau ora, putem să corectăm cu tasta C data și ora sunt introduse de pe tastatura casei de marcat. 28.03.2024, 12.27 și vom confirma cu tasta total. Haideți să vedem cum se face procedura de setare manuală a orei și a datei pe casa de marcat. Apăsăm tasta ON până apare vânzări pe ecran. Putem merge din săgeți până la punctul 4, programare, sau putem apăsa direct tasta 4. Introducem parola 0030 și apoi confirmăm cu tasta total. Apăsăm tasta 7, dată și oră sau la fel putem merge din săgeți până la punctul 7 și apăsăm total. Apoi ne apare pe ecran introduceți dată și oră. Introducem data și ora corecte din tastele casei de marcat. În cazul în care am greșit, putem să corectăm cu tasta C și începem procesul de la capăt. Apăsăm apoi tasta total, casa de marcat ne afișează din nou datele introduse, ne asigurăm că acestea sunt corecte, după care confirmăm apăsând tasta total. Se va tipări un bon pe casa de marcat unde voi fi noile setări.